seara sunt Natalia Cheftenia. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. De mai bine de un an, Corina Ungureanu din Sireți luptă cu o boală misterioasă. Numai sunt că vine șerbin țala în șcata, în curs, când în curs și sânge sunt șerbin și slăbăciunea asta care e tocmai te distruge la pământ, că bă, sunt mai mult moarte decât și ei. Din cauza hemoragiilor care sunt tot mai dese, până și activitățile cotidiene au devenit pentru Corina o adevărată provocare. Mi-e fric să mă duc în oraș, fiindcă pașii bușănutieri s-au întâmplat că scurgă sânge și lumea atât spare, trulebuzul oprește, oprește rutiera. De asta m-a stăt mai mult acasă. Și mai grav este că nici astăzi Corina nu știe ce îi se întâmplă. Ea spune că a bătut la ușile multor medici, dar și pentru ei, maladie de care suferă este o enigmă. Nu știi de la ce o prima dată în viață văd așa caz. Eu nu știu unde să apelez. Eu nu pot așa să las fata mea, fiica mea de 21 de ani. Și are, am doi nepoțăși și ninițele. Pe zi ce trece, crizele devin tot mai dese, ne mărturisește Corina, iar sângerările devin din ce în ce mai abundente. Tânăra este disperată și spune că nu mai știe la cine să apeleze pentru ajutor. Doresc să găsesc un medic, măcar știți, mai locuiesc odată pe întotdeauna, nu mai am așa probleme, să și bă ca un coșmar, știți, că aia ca o trecut ca un vis și gata. Ce știu medicii despre boala de care suferă Corina? De ce nici astăzi femeia nu înțelege ce îi se întâmplă? Cum au început aceste sângerări enigmatice? Și dacă există un leac care o va scăpa pe tânără? Aflați în această ediție. Mama Corinei, Elizaveta Pleșca, va intra prima în platoul nostru în această seară. Femeia este disperată și nu mai știe cum să-și ajute copilul. Ea a venit astăzi la noi ca să povestească despre adevăratul coșmar prin care trece fiica ei. Doamna Elizaveta, vă așteptăm. Bună seara, doamna Elizaveta, bine ați venit, vă rog să luați loc. Mulțumesc. Vă rog să ne povestiți totuși mai clar ce îi se întâmplă fiicii dumneavoastră. Ce are? O hemoragie pe ochi. Astăzi a avut? Astăzi nu, dar ieri o avut. Cealaltă, ieri tot. Toată ziua are. Ce îi se întâmplă, la propriu? Șede așa, vorbește de zi cu mine și brusc apare hemoragie pe ochi și nu putem să o oprim. Până când se chemăm deci, salvarea. Deci curge sânge din ochi? Da, din ochi. E mult ca și... E mult. Nu e o picătură, două, dar într-adevăr curge foarte mult. Dar alte dureri? Alte ceva... dureri, mai scurtă. Asta nu ieri, dar la altă ieri eu am rămas foarte șocată. Eu m-am speriat așa de tare că e tare rătrăiesc, nu știu cum. Brusc așa a început în capul să tremure și mi-a spus ca un fel că o bate tocul. Pe urmă, nu știu cum, mâinile le-o îndoit așa și mi-a părcut o paralizează. Tare m-am speriat. După ce aceea... niște convulsii, probabil, da? Și după undeva vreo 5 minute, au început să elimine sânge pe ochi. A, deci asta a precedat hemoragia. Da. Au început ea ca... Asta a fost așa pe după aceea. Numai o dată asta. Dar așa restul în toate zile, numai hemoragie, așa nu face. Doamna Elizaveta, dar spuneți-mi, vă rog, cât de des asta se întâmplă în general? Poate fi... Știi, două, trei ori pe, de exemplu, pe zi? Da, foarte des, foarte des. Mai ales că, zic, că poate cineva să nervezi de la, de exemplu, noaptea, când nu se odihnește la ora 3-4, scoală din somn și îmi spune, mama, nini rău. Și nimeni nu nervează când doarme, se odihnește. Și cum reușiți să opriți sângele? Suntem nevoiți să chemăm salvarea. Nici nu știu câte apeluri am dat la stășeni, medici la stășeni, ne știi, dar... Și cum se descurcă fata dumneavoastră în aceste condiții? Pentru că am văzut subiectul de prezentare unde zice că nici măcar nu mai poate ieși din casă, pentru că o poate apuca în orice moment. Da, eu înainte lucram la oraș, dar acum am o an de zile de când la dânsa problemele să repet, am venit în sat să lucrez și în orice timp ei mă sună că e rău, să simte rău
și eu vin repijor acasă, chem salvarea. Deci v-ați mutat de la Chișinău la Sireți ca să fiți alături de ea, să o ajutați în aceste momente. Asta. Dar le-ați spus colegilor mei că vă este frică chiar pentru viața Corinei. De ce, domnule Elizabeth? Da, într-adevăr, am așa o frică că trăiesc cu teamă. Mă ales. Dar mă tem de dânsa că să nu se întâmple ceva. Doamna Elizaveta, noi am pregătit un material despre fiica dumneavoastră, Corina. Haideți să-l vedem acum împreună. Atenție! La ei 21 de ani, Corina Ungureanu este mama a doi copii și locuiește împreună cu familia sa în Sireț, raionul Strășeni. Vrem și eu să am o familie așa fericită și ea ca ne-am găsit dragoste. Tânăra și-a cunoscut viitorul soț la aniversarea ei de 15 ani. Deși bărbatul este cu 13 ani mai mare, ea spune că a rămas cucerită de el de la prima întâlnire. Era taxist și taman trebuie să mă duc la Chișinău la mama. Ne-am îndrăgostit și încep să ne întâlnim așa timp de o săptămână și am ies mai departe. Corina povestește că și-a dorit întotdeauna o familie, de aceea cuplul nu a zăbovit mult cu această decizie. După o relație de 2 luni, fata a rămas însărcinată și cei doi s-au căsătorit. Am mama și se face dacă sunt mamă de eu. Dacă mama e am eu, e am eu. Și e am eu, e am eu. Eu nu pot lăsa. Cât vrei eu, nu mă lepăd. Fiți la 16 ani, poate era învăța, adestra. Dar eu, în primul rând, am fost o familie. La 19 ani, Corina a născut cel de-al doilea copil. Ea spune că are noroc de un soț iubitor și grijuliu, dar boala cu care luptă tânăra mamă le-a afectat fericirea. Pe asta e, numai e în braț, puișură și tot normal. Hai, poate îngăsă, poate azi și pepin. Nu te scărchi, nu plângi. Să ascunde lacrimi câteodată, plângi și stem și eu că, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva cu mine și mă pierde și nu tare mă iubești și eu îl iubesc, ta și ți-i faci. Deși Corina suferă de chinuri groaznice în fiecare zi, mama ei zice că fiica sa este o fire puternică și speră că va reuși să treacă peste această încercare grea. Ești amuie, zic, mama, mă simt foarte rău, dar totuși nu vreau să le fie cum să le fie oamenilor jel de mine. Eu n-as arăta asta, eu țin tot în suflet. Din ce cauză ar fi izbucnit boala misterioasă a Corinei Ungureanu? Ce detalii îngrozitoare va dezvălui tânăra despre atitudinea medicilor pe mâna cărora a ajuns, dar și ce spun aceștia despre maladia ei, aflăm în scurt timp. Eu vreau să anunț telespectatorii că urmează imagini cu profund impact emoțional și atunci vă rog să feriți copiii de la ecranele televizoarelor și la fel persoanele care se pot emoționa mai mult. Atenție la monitor. Când au fost filmate aceste imagini, doamna Elizaveta? Nu, de asta. 21, total. Și așa se întâmplă de fiecare dată. Deci, acum, uitându-mă la aceste imagini, înțeleg cât de mult sângerează și cât de gravă este problema. Și așa se întâmplă de fiecare dată. Deci, așa cum ați spus, nu e vorba de o picătură, două. Nu. Foarte mult sânge pierde, de atâta și pe mine. Și când totdeauna e rău, atât corpul tremură. Nici nu ne ajunge suflare. Retrăiesc pentru dânsa și pentru copilași, nepoței mei. Pentru mine, așa imagini sunt ca o surpriză. Niciodată n-am fost martor la așa ceva, numai într-un film, poate de groază. Dar, bineînțeles, așa pacienți trebuie să fie investigați foarte, foarte minuțos și detailat. Adică aici nu numai specialist din domeniul oftalmologiei, dar și restul, și neuropatolog, și endocrinolog, și restul pentru a găsi totuși cauza acestei patologii. Dar vreau să întreb, în afară de ochi, dacă e să scarpin în alte locuri, nu apar hemoragii? Nu. Dar e înainte de asta când apar, nu freacă ochi? Nu, absolut nimic. Nu apar mâncărimi? Nu, absolut nimic. E așa de cu mine de vorbă, discutăm o problemă sau altceva și brusc are simte că vine fierbinte și
și se elimină sângele ăsta. Cred că e un caz deosebit și foarte rar, probabil cu o boală care încă nu o cunosc și medicii. Da, și în cazul dat, Ministerul Sănătății trebuie să formeze o comisie din specialiști și să facă investigație necesară și respectiv, dacă nu sunt specialiști și dacă nu determină care este diagnoza, să apeleze la specialiști în afara țării. În această seară discutăm despre drama Corinei Ungureanu, de 21 de ani, din satul Sireț, Strășeni. De mai bine de un an, tânăra suferă de sângerări din ochi. Mai devreme, mama Corinei ne-a povestit că acestea au devenit cu timpul tot mai dese și mai abundente. Se pot produce chiar și de câteva ori pe zi și practic nu pot fi oprite. Tânăra slăbește pe zi ce trece, iar apropiații au început să se teamă pentru viața ei. Cel mai grav este că nici astăzi ei nu înțeleg ce se întâmplă Corinei și cum să o ajute. Tânăra practic nu mai iese din casă pentru că hemoragia poate începe în orice clipă. Totuși, astăzi Corina s-a încumetat să vină la noi în platou ca să povestească despre necazul ei și în speranța că o va vedea un specialist care o va putea ajuta. Trebuie să vă spun că există riscul ca eroina noastră să părăsească în orice moment platoul de filmare dacă va începe a sângera. Dar sperăm că va fi bine. Haideți să o întâmpinăm pe Corina și pe soțul ei, Dumitru. Bună seara, Corina, ce frumoasă ești! Mulțumesc! Dumitru, bine ați venit, vă rog să luați loc. Zi-mi, te rog, cum te simți acum? Așa, cum s-ar spune. Mămica ta ne-a zis că măcar astăzi nu ai avut sângerări, în schimb, ieri ai avut. Da, noapte. Noapte, chiar. Eu totuși nu înțeleg. Aceste sângerări, ele sunt provocate de ceva anume? Nu, măcar și știți la o stare din ieri sau de stres, ele păi timp apare. Și tu ceva le privestește totuși? Tu poți cumva anticipa că, uite, va începe în ceva timp? Durere nu simt. Nu simt durere. Simt numai că treci curentul prin mine. Așa. Treci curentul prin tine? Da. Dar ce înseamnă asta la propriu? Niște fiori, niște furnicături? Ce? Cum te abate curentul, e că așa simt. Electricitate, volți, cum s-ar spune. Simt că... Unde simți asta? Tot corpul așa. Tot corpul? Da. Zi-mi, te rog, ai și convulsii? Nu. Nu. Așa. Și asta precede, da? Deci e o stare, tu simți, zici că simți acest da, curent, simt să zic așa. Când curge sânge, curge fiare bine de conge. Eu te rog să ne anunți acum, da? Uh-huh. Chiar te rog. Dacă simți cumva, să te lăsăm să pleci imediat și poate să-ți acordăm un ajutor, dacă va fi cazul. Dar sper să fii bine. Acum spune-mi, de unde și cum și când a început această problemă? De la 15 ani, început pe nas, să-mi curgă sânge. Mai întâi pe nas? Da. Un băiat îi plăcea tare de mine și pentru că l-a refuzat să mă întâlnesc cu dânsul, l-a văzut să mă spari că vrea să mă arunce în fântână. Și m-a ridicat în braț și m-am palit cu capul de șiferul fântânii și s-a spart capul și m-a lăsat de sânge acolo și au venit vecinii și m-au găsit plină de sânge. Și a stat la spital mama și copilul, a stat la codița. Ce ți-au spus medicii atunci? Cât de gravă a fost traumă? Toate detaliile mama le știe, că eu... Doamna Elizaveta, atunci ce v-au zis? Aparat, am primit lecuire, tot. Dar ce traumatism a avut? Asta cu mulți ani în urmă. A fost o comoție? Comoție cerebrală? Sau nu? Asta mai scurt, ce tratament ne-a indicat, așa i-aș am făcut. O trecut și aparatul, tot. Și imediat, mulțumesc, doamnă Elizaveta, și imediat după asta a început iată, pe doar pe nas. Da. Și cât de des se întâmpla? Odată la 3 zile, odată așa, rare ori și nu așa hemoragie mare cum am pe ochi. După asta, a fost la domnul Topor, urelistul, știe că am problema asta curge sânge pe nas. Și a fost la dumnealui și el mi-a spus că așa pun pe scaun și m-am așezat pe scaun și el s-a apropiat de mine și nu știu cum mi-a făcut el la cap, mi-a știut așa, m-a iertat cap și mi-a ținut sânge pe dânsul. Pe urechi o ținut sângele. Pe urechi deja? Da, pe urechi, de atunci. Când au început sângerările din ochi?
Nu, mi am ajutat. După ce a fost tratată de urechi? Ne-au găsit și otită la urechi, ne-au găsit infecție și ne-au lecuit-o și după 5-6 luni, dar am început pe ochi să încurgă sânge. Asta este la mama ceva, în 2020. Eu știu că tu te-ai adresat la foarte mulți medici ca în încercarea ta de a-ți găsi o diagnoză și de a trata definitiv. Hai să vedem ce cale ai parcurs și la câte uși ai bătut tu. Să urmărim un reportaj pregătit de colegii mei. Corina spune că acum un an, de la primele simptome, s-a adresat la medicul de familie. Prima dată eu am avut așa, pe nasul început de asta să-mi... Și s-au adresat la punctul medical. Tânăra și aduce aminte că după ce boala a evoluat cu sângerări din urechi, medicul i-a spus să meargă la spitalul raional din Strășeni. Eu pus capelița acolo în tratamentul și atunci când merg cu chirurg, poți vă duci acasă, că i-am oprit și las să duc acasă, eu n-am ce face, așa o spus. Din cauza hemoragiilor frecvente, tânăra spune că a ajuns în comă la Spitalul de Neurologie și Neurochirurgie din Capitală. Nici acolo, însă, medicii nu i-au putut stabili un diagnostic, povestește ea. Fiecare, diferite diagnosticuri, cât o moare, că așa, că așa. După externare, pentru o scurtă perioadă de timp, sângerările au încetat. Tânăra credea că a depășit boala, însă peste câteva săptămâni, starea ei s-a înrăutățit din nou. Corina a început să aibă hemoragii din ochi. De ochi, tam și strașnic, că din cauza asta nici venile nu le găsești și, cum s-ar spune, da, m-a să trage de spital, sincer. M-a să trage de injecții, că acolo chiar și-a mai rămas vânătăi de animație. Femeia s-a adresat la numeroase spitale, dar medicii strâng neputincioși din numeri. Nu știu cât am luat tot, o sumă de mii de bani s-au cheltuit, nici nu se discută. Toate aparatele care au fost de trecut la cap, toate, și cardiogramă, și, nu, radiogramă, la cap, toate de astea, toate aparatele. Ce au fost indicat de la medici, tot s-au trecut, la Caralincu, și la Salvare, și la Medpark, și la unii am auzit peste tot. Pe lângă chinurile zilnice la care este supusă de maladia ei misterioasă, tânăra se plânge că suferă și mai mult din cauza atitudinii pe care au unii medici. Dacă Salvarea se teme, da, pentru că măcar știi, este, când știi boala, știi cum să o tratezi. Dacă nu știi boala, cum să o tratezi? Doamne ferește, se întâmplă, mori și noi și să răspundem, eu și să-ți fac. Dacă la tine asta e pasta, Ian, adresează-te la ochi. Eu n-am ce-ți faci. Și l-a și m-ați chemat. Ce spun medicii la care s-a adresat Corina Ungureanu despre afecțiunea pe care o are, dar și cum comentează acest lucru responsabilii de la Ministerul Sănătății, vedeți în scurt timp. Tu mi-ai povestit de acea traumă pe care ai avut-o la 15 ani, dar eu știu că hemoragiile din ochi au fost precedate și ele de un accident. Ce a fost atunci? Eram cu fetița prea mai în centru, unde lucrează mama, și un motociclist, când trece în pod, a lovit prea mai noi și a lovit și eu s-a cum am bumperul. Și eu m-am spărit că eram cu fetița, dar nu ne-o palit, nu m-am lovit, prost au lovit în noi. Dar a fost un șoc pentru tine, da? Da, a fost un șoc și de aceea sunt curgă ochi, sânge tari pe ochi. Și dumnealui, în loc să chemi poliția, să rezolvi, el și-o băiat și-a luat, că e un adolescent, s-o lămurit între dânșii, așa, i-a dat bani. Dar eu am rămas cu spaimă. Feresc copiii de chestiile astea, mai așa. De adunat un consiliu în componența mai multor specialiști, da? Neurochirurg, endocrinolog. În comă? Da. Terapie intensivă a fost. De la aviația au luat-o de la Strășeni și-o dus-o la neurochirurgie. Ea n-a fost încă investigată atât așa cum trebuie. Eu am chemat Salvarea și în Salvare au venit sânile din ochi și așa l-a s-o spăret șofer și-o ieșit din Salvare. Văd că mai departe eu nu merg. Avem medici care ne neglijează. Eu nu cred că e foarte grav. Dar și nu știi și poți să întâmple până atunci. Corina Pământ, dimineața n-a străiască. We'll be right back.
De mai bine de un an, Corina Ungureanu din Sireț luptă cu o boală misterioasă. Măcar și știți la o stare din ierb sau de stres, ele poi timp apare. Șede așa, vorbește de zi cu mine și brusc apare și emoragie pe ochi și nu putem să o oprim. Cum te bate curentul, e că așa sunt? Nu e o picătură, două, dar într-adevăr curge foarte mult. De la 15 ani încep pe nas să încurcă sâni. Un băiat îi plăce tare de mine. Pentru că l-a refuzat să mă întâlnesc cu dânsul, l-a văzut să mă pare că vrea să mă arunce în fântână. Și m-a ridicat în braț și m-am pălit cu capul de șiferul fântânii și s-a spart capul și m-a lăsat de sânge acolo. Și au venit vecinii și m-au găsit plină de sânge. Dar eu știu că hemoragiile din ochi au fost precedate și ele de un accident. Un motociclist, când trece în pod, a lovit prea noi și a lovit și eu s-a ieșit cu bumperul. Și eu m-am spărit că eram cu fetița. Dar nu ne-o palet, nu m-am lovit, prost au lovit în noi. Dar a fost un șoc pentru tine, da? Da, a fost un șoc și de aceea sunt curgă ochi, sânge tare pe ochi. Ce știu medicii despre boala de care suferă Corina? De ce nici astăzi femeia nu înțelege ce îi se întâmplă? Și dacă există un leac care o va scăpa pe tânără? Aflați în această ediție. În această seară discutăm despre Corina Ungureanu, de 21 de ani, din Sireț, care suferă de o afecțiune necunoscută. De mai bine de un an, ea are scurgeri abundente de sânge din ochi. Mai devreme am aflat că tânăra a fost examinată de mai mulți specialiști, dar nimeni nu a reușit să-i stabilească un diagnostic exact și să oprească boala. Echipa noastră a discutat mai întâi cu medicul de familie din Sireț ca să aflăm cu ce acesta și-a putut ajuta pacienta. Haideți să auzim ce răspuns am primit. S-a început în alt fel, cu durerile de cap, dar avea niște crize epileptice. Erau hemoragii atunci din urechi, corect, Corina. Și pe urmă a început pe ochi. A fost la specialiști, într-adevăr, la Strășeni, a fost la neurolog, la medicul oftalmolog, a fost repetate ori. Pe urmă, da, ei s-au dus și la tot așa, la toți aceștia specialiști, s-au adresat la spitalul de urgență, de vreo câteva ori, în cazul când apare hemoragia. Și, de asemenea, la urgență, la Spitalul Raiul la Strășeni. Am dat documentele pentru a face grad de invaliditate. Și s-au dat documentele și doar nu a venit încă rezultatul. Medicul neurolog și dumneavoastră a apelat chiar și la neurologie, neurochirurgie, la profesori, la oameni care, persoane care sunt, adică mai înaintate, în grad, domnului tot să stârle, să afle, dar oricum, primul caz inexplicat. E un caz unic, un caz unic, un caz inexplicabil și la și eu m-am uitat în internet și tot. E unic, foarte, foarte rar se întâmplă și va legat cu sistema endocrină, hormonală. După asta, așa cum a zis medicul tău de familie, ai fost îndreptat la spitalul din Strășeni. Da. La specialiști mai mari, mai... Da. Așa cum a zis doamna doctor, mai elevați. Să auzim ce ne-au spus acolo, la spitalul din Strășeni. Atenție! Pisețul la catedră, la Institutul Neurologiei și Neurochirurgie, acolo cunosc bolnavă, ea a fost în policlinic, ea a fost în staționar, acolo și o să vă spun, dintr-o și vă adresați la mine, ce am trebuit și eu cu la treaba asta, nu credeți-mă, nu, eu n-am nicio atribuție la... În cazul acesta ar trebui invers.
dimpotrivă de adunat, sunt de acord cu doamna avocată, de adunat un consiliu în componența mai multor specialiști, da? Neurochirurg, endocrinolog, alți specialiști, pentru a alcătui un plan de conduită, pentru a găsi poate alte surse de hemoragie, cauzele, deoarece există și cauzele ereditare, factori autoimuni, factori de coagulare, de a găsi poate există lipsa unui factor de coagulare ce provoacă așa hemoragie. În caz dacă la noi în țară nu e posibil depus diagnosticul, prin Ministerul Sănătății e posibil de a găsi legături cu alte țări și de a transporta pacienta, de a găsi în mod comunicabil. Domnule Bijanu, să auzim în această seară și poziția Ministerului Sănătății, cel puțin la acest moment. Corina, le-ai spus colegilor mei că starea ta după asta se agravea pe zi ce trece. Ce a urmat? Și pe mâna căror medici ai ajuns mai departe? Ce s-a întâmplat după asta? Am fost răspândită în treime și acolo la ora 4 noaptea. Eu zic până la Sfânta Treime, mi-au spus medicii că ai ajuns la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie în comă. Da. În comă. Da. Terapie intensivă a fost. De la aviația au luat-o de la Strășeni și au dus-o la neurochirurgie. Ce s-a întâmplat atunci? Și atunci a fost hemoragie mare avem pe ochi. Nu, pe ureche avem, da. Când am intrat în comă. Pe ureche avem hemoragie mare. Și de la asta ai intrat în comă sau ce ți-au spus medicii? Da, de la asta. Dumitru, tu cum trăiești toată situația asta? Povestea Corina mai devreme într-un subiect că vă afectează foarte mult. Da, feresc copiii de chestiile astea, mai așa. Dar copiii voștri cum reacționează? Băiețelul, da, mai mare, el da, mă înțelege că înțeleg. Mama e... Să-i el ne-a dus șervețele câteodată, el, dar fetița miticuț și băiețelul vine de urma mea pe asta, Iana, că n-a mama șervețele. Într-a doua nu mai sunt. Hai să revenim la cazul când ai ajuns la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Am încercat să aflăm de la această instituție în ce stare era Corina atunci când a ajuns acolo, dar și ce diagnoză i-au stabilit medicii. Responsabilii spitalului au refuzat să ne ofere aceste informații. Am fost insistenți și după mai multe încercări de ale noastre, purtătorul de cuvânt al instituției ne-a expediat un răspuns. Iată ce scrie în el. În ce stare era pacienta când a ajuns în spital? În cunoștință, ce acuze prezenta pacienta la internare? Convulsii. Din ce cauză a ajuns în comă? Pacienta nu s-a aflat în comă pe parcursul internării sale în Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Care era diagnosticul stabilit de medici? Afecțiunile sistemului nervos autonom, consecințe ale traumatismului craniocerebral repetat cu focare multiple la nivelul lobului frontal pe stânga, sindrom comițial de tip funcțional periodic asociat cu convulsii disociative. Ce investigații a trecut pacienta? Ce au arătat acestea? Conform protocolului, tomografie computerizată, examene de laborator, radiografie pulmonară, RMN, etc. Ce tratament a primit? Tratament conform protocolului clinic național în conformitate cu diagnosticul stabilit. Starea pacientei s-a ameliorat pe parcursul internării? Da. În ce stare a fost externată pacienta? În cunoștință, stare satisfăcătoare. Cum ziceți voi că ai ajuns în comă și de acolo aflăm că de fapt la Strășeni au luat-o aviația. Ei era în comă la Strășeni când au venit aviația. Că tot de la și a ieșit din comă până de la Strășeni, au adus la de la Strășeni, de la Strășeni când au luat aviația până la Chișinău, că ei se temeau că să vină așa? Înspre neurochirurgie aici. Și care a fost situația când au ajuns acolo, da, e simțea foarte rău și m-a sunat că eu eram în... Neapărat să nu puteam să ne-l fac până nu ies din comă. Pe mine încă au așteptat vreo 5 trebuie de zile când au făcut aparatul. Eram cât ai stat acolo la Institutul de Neurologie? Între sens, dar vreo 6 zile. Eu m-am trezit... Doar 6 zile? Da. Și după 6 zile îți dau drumul acasă? Un tratament de cu ceva? De animație, în terapie intensivă, dar m-am internat la aproape de dânsul în spital. Așa, așa. Și acolo cât ai stat?
Dar eu știu pentru ce i-au refuzat, pentru că eu acolo, am, din omul de când am ieșit, am văzut foarte frumoase cazuri. Că omul față de mine face bolbuș și doamna așa de pe Facebook, telefon, și față de mine a murit. Și eu când am ieșit din comă, la 3 de noapte, eu în lișnă m-am sculat în închișoare și am văzut omul care a mort și nu știu câte ori. Și m-am spăriet, că era cu gura căscat și ochii deschiși. Și eu credeam că știți, să uit în sus, dar el era, mă iertați, era rău și el, dar mi-era mort. Și dimineața vine și îi spune că ia, că el e mort, și se face. Mi-a dat scrie și tu la ora asta, dimineața, la ora 8 dimineața. Eu vreau să înțeleg, ție ți-au dat un tratament atunci? Ai plecat acasă? Ți s-a făcut mai bine? După aparatul ăsta ne-a făcut o puncție la așa schimnări și atât. Și după asta m-a internat la spital. Pastile, de... injecții, ceva ți-au dat sau nu? Da, pastile. Da. Te-ai simțit mai bine? Sau nu. S-a oprit aceste sângerări? El când primea, apoi avea evumitări de la pastile astea. De și avea hemoragii mai mari pe urechi. Nu cred că era vorba despre microhemoragii sau chiar hemoragii anume în subarachnoideani, deci a fost punctate ca să exclude scurgeri mai pronunțate anume. Dar până la urmă, domnule Liciuc, nu a fost un diagnostic clar și exact, da? Care, iată, uite, problema este aceasta, o tratăm așa și devii sănătoasă sau cel puțin te minți. Noi spune că nu-i clar la un medic simplu, nu-i clar și până sus. Dar aici, eu cred că ea n-a fost încă investigată atât așa cum trebuie. Ați stat în hematologie, unde că aici este o boală mai degrabă a vaselor de sânge, fragilitatea lor, care pur și simplu numai atingerea la ochi, unde sunt foarte fini, poate să dea hemoragii. Trebuie să treacă mai multe investigații, anume în diagnosticarea patologiei vaselor de sânge, că este un proces mai seamănă mai mult autoimun, n-ați avut alergie nici la nimic? Nu. Este un proces autoimun care se decompensează la o anumită vârstă, forțele de apărare nu mai reglează așa cum trebuie și el locul slab se rupe. Noțiunea de psihosomatică este arhicunoscută pentru toți medicii. Nu este întotdeauna ceea ce se întâmplă în corpul nostru, neapărat noi trebuie să căutăm sau o să ne axăm motivație organică. Sunt mii și milioane de cazuri, deja cazuri descrise, experimentate, este specialitate psihosomatică, care și doctorii știu și specialiștii știu. Și atunci, eu nu cred că cazul Corinei poate să fie dincolo de psihosomatică, mai ales după toate situațiile care a fost descris de dumnea ei. Eu nu cred că e foarte grav. Corina, ai fost trimis la un psiholog de către specialiști sau nu? Am fost. Ce ți-a spus psiholog? Nu știu că... Câte ședințe? Poate sângele ăsta vine la starea ta emoțională. Așa, bravo. Atât. Dar câte ședințe ai fost? Nu, 3-4 așa. Nu. Uite, un caz, după experiența mea, minim trebuie 30 de ședințe ca să ajungem până acolo unde tu singură conștientizezi de unde vine. Adică dacă prea puțin posibil, de 20 de ani eu lucrez în clinică și mă ocup. Și mai ales cazuri somatice, foarte mult. Sunt milioane de cazuri de genul ăsta, dar în mare parte, dacă nu au găsit o cauză organică, așa cum toți colegii s-au stăruit. Așa este, că dacă tu te duci la neurolog, el caută cauză neurologică. Dar nu are ce să-ți facă neurologul altceva. Dacă te duci, nu știu, la endocrinolog, el caută cauzele endocrinologice. Nu are ce să-ți facă altceva. Și atunci, uite, toate investigațiile care au făcut nu a demonstrat că există o cauză organică, nu știu ce. Dar ceea ce spune colegul, totalitate, eu sunt de acord. Sunt niște sensibilități în anumite zone, din punct de vedere organic, dar starea psihoemoțională, taman, creează tensiuni și tensiunile respectiv sparge vasele unde sunt mai slabe.
În încercarea noastră de a o ajuta pe Corina, ne-am adresat cu o solicitare la Ministerul Sănătății pentru a afla care ar fi pașii ce trebuie să-i facă ea și cine o poate ghida în aflarea diagnosticului. Responsabilii de la minister nu ne-au putut oferi un răspuns clar. Ei au solicitat ca tânăra să depună o cerere prin care să informeze despre problemele de sănătate pe care le are. Așa că am însoțit-o pe Corina la minister pentru a lăsa tot pachetul de acte. Haideți să vedem cu ce răspuns s-a ales ea acolo. Atenție la ecran. Transmitem către doamna ministru și așa doamna ministru o să vadă conform solicitările cine a expus. Când deja dumneavoastră să telefonați și o să îmi spuneți numărul și noi să vă spunem la cine este la executare. S-au dat un răspuns? Că nu, o să mai trebuie niște foi cu documente și o să azi mai interneze la Spitalul Republican după sărbători. Azi, da, cam așa, dar pe scurt. Dar și nu știi și poți să întâmple până atunci. Exact asta vreau să întreb, pentru că din câte am înțeles lor eu... Lor se duc în concediu, dar persoana nu așteaptă. Sângerările devin tot mai dese, mai abundente. Da, și înțeleg că tu, din cauza că și pierzi foarte mult sânge, slăbești. Eu știu că chiar acum câteva zile, Dumitru, soțul tău, spunea că e, nu mai puteți aștepta. Și chiar acum câteva zile sau când s-a întâmplat, iarăși se cheme ambulanța, care din nou te-a dus la un spital. La Sfânta Treime. La Sfânta Treime. Ei de ce te-au dus la spital din nou? Au zis că, uite, la asta încă n-ai mai fost? Eu am chemat salvarea și în salvare au venit sânile din ochi și așa las-o spăriet șofer și o ieșe din salvare. O zic, mai departe eu nu merg. Și cum ai ajuns la Sfânta Treime? Am venit acasă și m-am dus cu soțul la Chișinău, da. A, v-ați dus singur, adică nu, nu ambulanță. M-am dus cu mașina până la Sculeanca, chiar și doctorul de acolo, la calea ieșilor, îmi spune că nu mai chem salvarea, să vin cu mașina. Și echipa noastră a discutat cu medicii de la Spitalul Sfânta Treime din Chișinău. Ei ne-au confirmat că atunci ai ajuns în stare gravă la ei, dar hai să vedem ce ne-au mai spus. Atenție. Pacientka, a cătorei vă zavarile, Карина Унгуряна действительно поступила по скорой 20 декабря. Ей была оказана срочная помощь в рамках департамента премьер-урженс. Ей предлагали для постановки точного диагноза. Ее предупреждал врач, что ей лучше остаться в больнице для того, чтобы консилиум определил ее состояние. Но она отказалась. Врачи говорили и с ее мужем, и с ее мамой. Просили, чтобы она осталась. Но она написала отказ от госпитализации. Какой надо череп за госпитализацию? Chiar soțul greet cu doamna și așa că noi am făcut și soț că dăm scrit și a refuzul și gata. Deci, ca să înțeleg, vi s-a propus spitalizarea sau nu? Da, s-a propus. Într-a doua noastră, după ce oftomolchii s-au grămădit acolo, nu știu cât, că eu... Așa? Și de ce ați semnat refuzul? Dar m-a început să-mi spuneți mai interneză, dar după asta au venit oftomologi și m-au controlat și au zis că la tine tot e bine, de să-mi dăm o dată anemia de sânge și au zis că la tine să vedem dacă ai un gram anemie, nu știu acolo. Așa. Și au zis că nu ești, că dă-ți vedeți cu soțul și spun că tot e bine. Tot e bine. De ce ați acasă? Dar eu am spus că poate dați niște tratament, ceva, să-i procur. Zic, și nu știi ce se întâmplă mai încolo. Deci că apoi noi nu putem să dăm astea în injecții, că să nu se încheie sângele, să și bă ceva mai rău. Și nu v-au dat nimic? Nu ne-a dat nimic. Corina, noi i-am contactat repetat pe medicii de la Sfânta Treime și iată ce recomandare au ei pentru tine. Să auzim. Ну тогда ей надо вызвать скорую помощь или прийти по направлению от семейного врача. Ее в департаменте приемном обследуют, будут показания госпитализации, ее госпитализируют. Интернерили сифак сау планификати сау де урдженци. В казу Корини афосто ситуация де урдженци, конформ индикацилор, starea ei, statut obiectiv, paraclinic, adică examenul de laborator. Dacă sunt indicații, se propune internarea, dacă chiar câteodată nu se propune, dar chiar se insistă la internare.
În caz contrariu, dacă singurul pacient refuză din unele motive, da, sau în lipsa indicațiilor, atunci numai, deci scrie refuz și se dau recomandări, pașii următori ce trebuie să facă pacienta a doua zi sau a treia zi, da, pentru. În cazul dumneavoastră, probabil că dacă a fost așa o stare, trebuia să fie internat. Noi am internatul la Streșeni, la Raion. Acolo am spitalizat-o, tot normal. În parcurs mă sună soția și îmi spune că e plină cu sânge și nu are nici puteri. Nu vine nimeni să o șteargă, infirmierile celea de sânge. Doctorul de gardă care a fost dormeș. Nu, chiar eu pot să explic faptul. Pila la 1-2 de noapte mă sună asta, sorar medical și care sanitarca. Vă urgent, veniți, vă rog frumos, că Corina pe mândi, mi-ați nastrăiască, că s-a început o scurgere mare de sânge pe la dânsa și nu se poate opri. Medicul doarme și nu vrea să scoale să fac. Ce am făcut? Eu am lăsat nepoțăie cu bunelul și la ora 2, pe ploaie, mi-am dus noi. Acolo infirmiera au lăsat ușa deschisă, am intrat așa și când am intrat, într-adevăr, Corina era atât numai sânge și domnul Munteanu l-a sculat din somn. Nu vroie scoală. Da? Și medicul de gardă. Da, medicul de gardă. Și l-a sculat și am zis, cum dumneavoastră sunteți la serviciu, Corina intră o stare așa de asta și dumneavoastră am fost, m-a sunat, m-a anunțat că e până dimineața nasului. Să nu venit eu la ora 2 de noapte și nu știu cum aveți și situația cu Corina. Și după aceea, deși am făcut noi gălăgii, o internat în reanimație pe dânsa. La Strășeni. La Strășeni. Da. Și undeva la o zi, eu am scris... Mi-a scris o plângere. Da. La o adresare către administrația spitalului. Da. Eu am scris, am sunat-o și am spus că vă rog frumos dați-i credare, iertare, că eu să iau măsuri cu dânsul. Corina, deci, cum înțeleg, întrebarea oricum rămâne deschisă, deoarece nu e clar cu diagnosticul, cu cauzele, de ce trebuie să fie investigate pe parcurs mai detailat, totuși eu tind că sistemul de coagulare trebuie să fie investigat, specialiști în profil mai îngust, de ce probabil că ministerul, eu sper, ministerul te va ajuta, se va convoca un consiliu în componența mai multor specialiști care totuși să găsească. Da, cauza și el să vedeți. Părerea mea că trebuie să iei ceva, totuși, pentru întărirea vaselor de sânge, peretelui vaselui sanguin, acestea sunt preparatele de calciu, deci acidul ascorbic, rutina, deci, sau ascorutin, sunt pasteluți, fiindcă ele întăresc și măresc coagulabilitatea, dar, în primul rând, măresc nu, vasele nu devin așa fragile cum la tine, care ele se rup rapid și începe să sângereze. Și părerea mea personală, că trebuie să fie spitalizat într-o secție hematologică, secția hematologică cea mai așa bine dotată este secția hematologică de la Institutul Oncologic, unde ulterior, după investigații minuțioase, să fie format un consiliu lărgit din șefi de catedră, din specialiști în domeniu, ca să fie stabilit diagnosticul corect și tratamentul corespunzător. Mulțumim, doamne, Iucic. Deci, cu părere de rău, aici am observat și încălcarea drepturilor pacienților, pentru că avem o lege unde este foarte clar descris toate drepturile pacienților. Unul de ei este dreptul la respect și informare. Am văzut o atitudine neglijentă a medicilor, a unor medici care te-au tratat și care nu ți-au dat o claritate în situația ta. Deci nu au creat acel consiliu de specialiști, toți specialiști care ar fi ți-ar oferi o opinie, o concluzie.
În lege, la fel, mai este un drept de a fi asistat și de un avocat atunci când primește o consultație medicală, pentru că dacă nu ești mulțumită de rezultatul consultației, poți să acționezi și în instanța de judecată. Este dreptul pacientului de a cere prejudicii materiale și morale în cazul când... ajutorul medical nu a fost suficient sau nu te-a tratat, poți merge chiar și în instanță pentru a solicita despăgubiri. Deci mă miră faptul că încă mai avem astfel de situație, atitudinea medicilor, unor medici, îmi pare rău că sunt o astfel de medici, m-am confruntat și eu personal, cunosc acest lucru, cred că și toată lumea cunoaște că avem medici care ne neglijează, nu au acea atitudine de omenie și respect față de pacienți pentru a ne oferi o consultație corectă. De aceea, cred că trebuie să lupți, să lupți cu el și să lupți cu boala. Eu, Corina, înțeleg foarte bine starea ta, durerea ta și familie. Din partea mea, eu aș putea propune, dacă dorești să internezi într-un spital, eu iau responsabilitate, fără să facem atât de multe cheltuieli cu comisiile, cu Ministerul Sănătății, cu tot, încercam 15 zile. Vin în cele 15 zile, în cadrul spitalului unde ești internat, cu condiție să nu se administreze niciun fel de medicament. Tu stai acolo, on call să fie lumea, dacă se întâmplă ceva, să aibă grijă de tine. Uite, eu mă ocup 15 zile, personal, și dacă nu o să depășim, atunci medicii se facă ce vreau. Mulțumim, domnule Mohamadi Fard, nu știu, ai accepta, Corina, ajutorul specialistului nostru? Da. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc. După înregistrarea emisiunii, Corina a fost internată la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. În continuare, vă vom informa despre cum va decurge tratamentul Corinei Ungureanu. Da.